Salutare, tovarăși! Bine ați dat click pe clipul meu! Așa că astăzi vom juca în premieră un joc care nu l-ați mai văzut niciodată, și anume Driver San Francisco. La mișto asta am ajuns noi și trebuia să fugim de Jericho, pentru că ne fugărea. Aolo! John? Yeah, what happened to our call sign? Everything's gonna be all right. You're gonna make it. Păi trebuie. Yeah, we'll be there in about 30 seconds. Dar de fapt, se auzea de fapt în viața reală cum a venit, că stai în comă ca să nu v-ați prins până acum. Și totul se bătite și în capul lui. Acum nu știu cum ne va o să-l oprească pe Jericho, sau cred că și Jericho cumva e într-un fel de comă, că nu mai țin minte exact care este story-ul jocului și, din câte știu, are 8 capitole, deci ar trebui oarecum să-l terminăm. Aș vrea să-l termin astăzi, dar nu știu dacă o să se întâmple treaba asta, așa că poate ești tu mai dure să-l lipsăm. Și cum se duce tipul ăsta așa de repede? E Jericho. E sigur, John? Uită de apel. Mergem după Jericho. Cine-i ba? Jones? Unde s-a dus toată lumea? Și vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, că mi-ați dat data trecută, la urmă, la episodul precedent. Și uitați, vedeți? Îmi dă o stare de bine. Sunt fericit. M-am odihnit bine. Totul e ok la mine. Că ce s-a întâmplat orașului? Escape the Nightmare. Acum practic suntem împriși într-un fel de coșmar de ăsta. E total random. Și noi aici am rămas. Încercăm să fugim de Jericho, care și Jericho, antagonistul jocului, ea vrea să ne oprească. Înțelegi? Dar nu mai știu exact care, cum se termină, de fapt. Ci că mergi în continuare. Și noi, uite, acum trebuie să o să apară în curând asta, care o să ne omoare. Și cum e controlul la mașină, jocul ăsta e zob. Damned late night paperwork. I'm gonna wake up with my face stuck to the desk. Again. Enough's enough. Let's just call it a day and... Jericho. More Jericho? What kind of a twisted... Hell, John, stop questioning this stuff and get on with it. Normal, ce va face fratele Dragoș Dumitrescu în această situație? Dragoș Dumitrescu pare să fie enervat de aceste minunate circumstanțe care sunt dezavantajoase pentru el, ca și fire, pentru că Jericho este genul de om care vrea să... e killerist. Știi? E killerist. Acum trebuie ca străzile să lucreze pentru John Tanner, asta a spus. Ca să nu știți engleză, că sunt atât de zob încât nu știți. Bun. Și să ne amintim acum rapid controlele. Ok, deci pe cât le dăm ca un fel de boost în față. Vedeți, cam așa. Aba nu, pe alt. Uite așa, uite așa. Perfect. Perfect, bravo, Dragoșe, bravo, ești în control. Am o lipsă de concentrare, eu sufăr de o boală numită contradicție vicioasă a unor circumstanțe neînchise, frate. Ok, cum merge, deci, ok, și n-am nitro, perfect, bun. N-am nici nitro, ăștia vin și mă bulut în toate încheieturile, iar eu am mult de mers. Hai că cel din urmă am ajuns întreg aici. Deși coșmarul meu încă nu s-a terminat, mai încă puțin. Păi când joc, cum a jucat Sfer? Ești nebun, acum mai vrei și Sfer, opa. Opa, deja, în caz că v-am mintit de la început, am mai fost pe strada asta și o să vină din spate, pun pariu. Sau o să vină din spate și din față. Where'd he go? What? I've been here before. Hey, what the hell are you talking about? Come on, stay with me, John. Whoa, he's behind us! Ua, suntem de la început! Dar ce s-a dat? Cum neba? Asta nu mi-amintesc, mă jur că nu mi-amintesc. Ci că știu asta. Asta s-a întâmplat. Trebuie să schimb asta cumva, trebuie. Adică să nu cumva să fie accidentat, știi? Pentru că parte din se bulește motorul și vine... vine un mare tir spre noi. Aha. Păi și cum ai putea să mai... What? Downtown and the
the surrounding areas, stay calm and evacuate quickly and in an orderly fashion. Crap. We're told that no demands have been issued. This whole Just time? That ominous warning received a little over an hour ago that law enforcement officials have now confirmed came from Charles Jericho. We've just received a few more details from law enforcement officials. Apparently, no. They are now confirming that we are dealing with some sort of chemical weapon. This isn't happening. Police are requesting that people abandon their vehicles as a way of expediting the evacuation process. This is KEOC News, your eyes on the city. Eyes on the city. We need eyes on the city. Eyes on the city, Ray. I gotta stop him. Ușor, frate, că de-abia ieși din cum, adică n-ar trebui să te odihniști un pic. Picioarele tale o să fiu moi, o să amorțite, că zici seama, na. Tanner, John, stay with us, man. Come on, buddy. Fight it. Fight it. Tanner, Tanner, Tanner! I know you can hear me, Parker. I need you to fight. What? Deci poate zi pe... Just a little longer. Mamă, frate. De mișto, deci poate s-a băgat din nou cum a venit în comoție, ciudat. Da, pe i s-a morțit pe bine, era clar că i s-a morțit picioarele, pentru că, de exemplu, și eu când stau mai multe ore pe scaun, am picioarele amortite, da, poia asta care a stat câteva zile, ce mă? Cred că vreo câteva săptămâni, frate. Și acum noi îl fugărim pe ăsta, s-a schimbat situația. Just relax. Enough messing around. You wanna fight Jericho? You've got it. Vrei o bătălie, Jericho? Uite cum o să o primești. Și acum... Ne batem. Du-te, dracu, că nu mă dă bătut. Nu mă dă niciodată bătut. Și ne spune asta, Jericho, să ne relaxăm, să ne dăm bătut, că nu știu ce. Da, uite că mai fac și eu de-astea, frate. Bravo, bă, bravo, bravo, tânăre, bravo, tânăre, bravo, tânăre. Mamă, tu să-ți fudă misiune prostă. The best loser! Finally, l-am doborât, yes, l-am doborât. We're losing him, I need a crash card in here, stat. Keep fighting, John. Am bătut, cred că am făcut misiunea asta, am încercat de vreo 20 de ori să o termin. Oh my god, ce sperăm să nu mai bage mașini de-astea. Și trebuie să, ce fac, să-l prind sau să-l bulesc? Adică să fie un pic naiv, dar nu, cred că trebuie acum să-l prind. Anything? Still, Jericho's bomb just doesn't make any sense. Nu! No! No! Mai cum, mă, n-ai cum? Ți-ai gândit să tai shield? Ce shield să folosesc? Ce shield să folosesc? Dar sper să fie ultima, the last run, frate, pe bune, dar nu mi se... Da, aici am pierit. Stânga. Dreapta, stânga. Gata? Da, a dispărut. Înseamnă că e bine. Înseamnă că e bine, a scăpat de el. Miss me? A few hours ago, I would have driven us both into a wall if there was a chance it would kill you. Why'd they change your heart? Your balls drop off? None of this is real. So what would be the point? Might feel good. Breaking my face. Cracking my ribs. Seeing me bleed. That's what you want. So why don't you just do it? And then what? Then we do it all over again.
Over and over until your knuckles split down to the bone. Well, you fall all the way to the other side. You see, coma's just a pretty word for nearly dead. Who knows how much time you got left? I wouldn't waste another second bullshitting. Why don't we just kill each other right now? You son of a bitch! That's more like it! What are you gonna do, though? Better do it quick! Smell of death's in the air, Tanner! I'm gonna ask the questions now, asshole. This ought to be good. When I woke up, in the hospital, it was all over the news. Some kind of chemical bomb or... That doesn't sound like me. Jericho's not a terrorist. It's not some vendetta or revenge plot. Revenge sounds like your game, Tanner. I mean, who's inside whose mind, dear, right? Yeah, it's not him. He's smarter than this. Thank you. Wait. Building a bomb. It isn't him. Having people think that there's a bomb is... Brilliant. It would clear out downtown. The city would be wide open. Shit, I gotta wake up. Good luck with that. Oh, come on. All right, come on. Come on, John. Wake up. Oh, wake up. Wake up, God damn it. God damn it. Wake up. Oh, no. No, din nou. Hang on a sec. The highway in my head. Cars in my head. Jericho in my head. Da. Okay. New rules. I'm throwing some goddamn cars too. Finally. Bă, dar cât de mici, frate, mă, dar cât de mici se integrat totul ăsta, frate. Is that all you got, you sad son of a bitch? Na, că dau și eu, na. Ce? Looks like you're starting to fall, Tanner. I can almost hear the life support. Oh, I'm far from done yet. Ce se întâmplă? Eat metal, you lousy son of a bitch. Come on, John Dick. Ha ha ha. I can take anything you throw at me, Jer- I can give as good as I get, Jericho. I promise you. But don't pull through this and wait. Just suck it up, John. Gotta get close and finish. Perfect, perfect, perfect. Și iau pasta, frate, iau pasta. Ah, căcat. I'm gonna kill you here, Jericho, and then I'm gonna wake up, track you down, and finish this. Ia stai puțin, frate, ia. Ah, căcat. Căcat, căcat. Hai că poți, Draguș, hai că poți. Oameni câteva lovituri. După care, gata, ai scăpat de serie. Nu te da bătut. Nu te da bătut. A dispărut. Bă, cum naiba? Sper că... Now to beat death. Okay, John, wake up. Wake up, John, it's time. Bă, cred că am stat, mamă, cât o mamă, dar și satisfacție când termin jocul după ce l-ai bătut. They're still trying to determine whether a stolen shipment of sheet platinum is linked to today's threats. With the sudden evacuation of downtown San Francisco, local merchants are Jones. Worried that looting might Tanner. Break out. Tanner! Hey man, it is really good to see that you're... Turn that goddamn TV off before I put a bullet in it. That you're finally awake. We're told that Whoa! Hey, back in a bit, my man. I need car keys. You need pants. And I got bad news about your car. Give me your pants. Excuse me? Damn it, Jones, I need to move on this. I need to get downtown now. You need to stay in bed. Look, you've been through a lot. You're not really making a lot of sense. Don't talk to me like I'm crazy. Look, I know how this sounds. I am not losing my shit.
Oh, you gotta trust... You trust me, right? Most of the time, yeah. There isn't any bomb. What are you talking about? It's a diversion. Jericho's making a different play. Look, you gotta trust me. I know what's going on. Fine. But you're gonna have to steal your own damn pants. Thank you. Welcome back. Okay, John, this plan isn't getting any smarter. Law enforcement officials have once again repeated their call for all those remaining in the downtown area to evacuate immediately by any available means. Practic a vrut să dea impresia că se face o bombă. Dar de fapt nu se face o bombă, ci să ca oamenii să plece și să facă el ceva. Nu știu ce anume vrea să facă, asta nu știu. But as of yet, he has made no demands. We are just receiving word that police bomb disposal teams are being withdrawn. We're being told to evacuate. It's going to happen. What? I can see a huge cloud of gas. It's taller than the buildings. Moving fast. We gotta move. A huge wall of gas coming down the street. Oh my god, și noi acum ne băgăm fix în bombă. Păi... Nu știu. It's not cyanide gas. It's a goddamn smoke screen. Why? Nu știu. Eu zic că vom afla în curând. Dar nu cum... Dar nu cumva afectează și pe el? What the hell does Jericho want downtown? Că ce vrea Jericho în centru. It's a prison break. He's at the goddamn prison. Oh, și acum toți deținuții aproape sunt liberi. Ce trist. Gotcha, you son of a bitch. Dar dacă mă pun o dată să-l distrug, dau alt F4 și gata, I'm done with this game. Bă, dar mă simt atât de mândru că l-am făcut, l-am jucat și că l-am completat, frate, cap-coadă. Atât de mândru sunt de mine. Vorbesc serios, frate, dacă-l termin. Cu bine. Not bad. By the time the feds figure out this shitstorm, you'll be sipping mojitos, and they'll be chasing 200 psychos across the country. What about you? I'll be spending 30 million. Of your hard-earned dollars. Nu știu dacă o să te oprească fratele John Tanner. Na, cum te gândi la asta, frate? Get out of here. What is it? The pain in my ass. Aha, nu te aștepte la asta. Când o să fie ușor. Ah. You can run, asshole. Măcar știi care e faza? Nu o să mai aibă puteri de-astea, așa că... Din nou, a câta oară? E a treia oară, nu? Dacă le mai dobor de două ori, frate, poți să-l dobor și a treia oară, frate. Cred că asta e a... A nu știu câta oară când ce să-l dobor pe ăsta. Deja, că deja este un deja vu pentru mine, deja nu mai pot psihic să-l mai dobor. Aha, aha. Aha, nu mai poți acum, a? Nu mai ai puteri, Flutotank, vreau să te fă, dacă mi-e fă, mi-e făcut viața calvar. Bă, cred că asta a fost cel mai puternic, dacă e să mă întrebați pe mine, cel mai puternic villain din... I don't know, nu știu, la tură timpul lor. Bă, greu, rău de tot, frate, greu, rău de tot. Deci atât de greu a fost, dacă ce puțin așa mi s-a părut. Oh, that's nice, nici măcar n-am plănuit să fac asta. N-am plănuit-o. Hai mă, încă un dă să mă strice acum, pe ce poartă aici în față, perfect. Anyone into the gas lab. Just be partners.
I am inbound. Where are you? Jones, I'm still in pursuit. Jericho's heading for Hunter's Point. Ah, poate nu trebuie neapărat, poate nu merg. Bănesc că... Ziceam că parcă nu cred că n-a trebuit să-l bulim aici, bănesc că a trebuit să, nu știu, să urmezi un cutscene, de asta nu prea pot să-l mai ating acum, nu știu. Mama, îl pun astăzi, frate. Unde vrei să mergi tu? Dar să mergi undeva sau doar să plimbă pe hartă, ca nebunul? Mă, ce rapid e! Ah, dar deci, vezi, țineam eu minte ceva. Come in, dispatch 40 Adam 30, requesting backup at the old warehouse, Hunter Point. Jones, I had everything under control. Under control? Man, you were about to wreck my damn car. Now, can we please get that beer? All units, all units. Suspect stolen vehicle heading at speed, Marin Ridge. Dispatch, this is 40 Adam 30. We got this one. Are you sure about this, John? What? Yeah, I'm sure. Asta a fost jocul. All I'm saying is, just got this rifle back together again. Jones, this again? Okay, man, fine. I have it your way. But I'm assuming the crash position now, okay? Hey, feet off the dash. Now I'm kissing my ass goodbye. Shut up. Wow, cred că acum pot să vorbesc eu, cred că o să mă pune și pe mine jocul să mă lase măcar puțin să vorbesc și eu. Pot să zic că a fost unul dintre niște jocuri foarte mișto, unice, pe care am avut nevoie de ceva fresh, de cât ești un pușcătuș și așa mai departe. Sper că v-a plăcut și credeți-mă că n-am crezut, vă spun sincer că pot să termin jocul ăsta, având în vedere că am dat rateuri, cred că am dat... cel puțin în prima parte că trebuia să-l fugăresc, să-l prind pe Jayco. Cred că am dat de cel puțin, cred că 15 sau de 20 de ori restart. Pentru că efectiv nu puteam deloc. Iar într-un final am reușit. Și pot să zic că după ce bați un boss fight atât de greu cum a fost ăsta, că cel puțin din punctul meu de vedere a fost greu, nu știu cum e pentru voi. Ai așa o satisfacție, frate, că l-ai prins, frate, și vezi genul ăsta de jocuri, frate, vreau să vedem așa pe viitor, adică, bă, în momentul când ajungi la final, să simți, frate, că ai bătut pe... că ai satisfacția, că l-ai prins pe tipul cel rău. Știi, așa, de exemplu, în celelalte jocuri, ajungi la final și spui ceva de genul, a, ok, l-am bătut pe ăsta, cam asta a fost. Nu, frate, aici, de exemplu, ce puteam schimbat eu, am simțit așa o stare de asta foarte, foarte bună și mă bucur. Oh, Ionuț Grozea, e român. Român. Producer? Ion Grozea? Ionuț Grozea? Bă, și românii sunt români, peste tot sunt români. Bă, ce să vă zic, frate? Eu nu i-am terminat cu această serie cu succes, aș putea spune. Am completat-o ca lumea, cap-coadă. N-am oprit filmarea brusc sau nu știu ce, efectiv am completat-o și sunt mândru de mine, frate. Chiar sunt mândru. Mă simt atât de mândru.
Cred că se vede după față, mă. Băi, știu, sună ciudat. Dar credeți-mă că după ce te chinui să faci ceva și în sfârșit după aia, într-un final, frate, rodul muncii tale dă succes, se simte bine, frate. Așa e și în viață, niciodată să nu vă dați bătuți. Chiar dacă, să spunem, aveți oameni de căcat care vă spun că fac mișto de voi sau mai știu ceva, nu, frate, nu, mergeți înainte, frate. Urmați-vă visul, faceți ceea ce vă place. N-am să vă mai țin prea mult, adică poate vreau să fac acum să mănânc și eu pentru că merit. Și probabil că s-a fumat o țigară după aia, că merit. Vă iubesc foarte mult. Și ne auzim data viitoare cu Tomb Raider 2013. Eu am fost Dragoș și noi ne auzim data viitoare. V-am pus să aveți o săptămână cât mai ușoară.